să începem cursul, apoi vă va arăta cum se învață în Germania care toși. Dar v-ați mai făcut, nu? Deci noi suntem la început de taie toșii, deci noi suntem la noțiuni de bază, deci noi lucrăm prima dată de pe loc, dar preferăm să ne arăt și din, și din deplasări. Pentru că avem 40 de lecții de pe loc, după 40 de lecții, trecem la deplasări, apoi la combinație, apoi la concret și apoi la... Pe toșii cu ieșire la procedeu sau ieșire în combinație cu pe toșii și ultima procedeu cu ieșire, de exemplu, face ultimata și noi trebuie să facem pe toșii. Asta va fi și cu legarea la sol. Ultima fază, deci până în noiembrie, decembrie, trebuie să ajungem să facem, arunc câte aia toșii, continui la sol cu țarea statuloare sau casetul, sau sunt aruncat cu aia toșii și nu trebuie să ajungem pe casetul. Asta va fi mai ce să. Deci astăzi noi preferăm, dacă ne arăți, cum se face, cum se face de pe loc, dacă se poate și din deplasare, dacă ne arăți mai timpul, și cam atât să fie pentru ziua ta. Bun. Chirițu, adică vă mâneți, vă ridicați în picioare, prima dată vă luați pe ei. Deci am vrea, dar cu ăsta dincolo, dar cu zi. Sunt de acolo să vă omorâți cu ăsta. Iar pitici avea la cu Edi, Oxy cu Micuța, Pepe cu David. Hai că fac toare. Încercăm cu o luptă ușoară la sol. Ușoară, da? Hai. Vedeți, lucrăm foarte ușor. Ca să ia cu socul Kenji. Cer să studiu. Fixare, să iasă, lăsare, dacă vreau să bagi. Păi, să bagi eu, faci cu... Da, o luptă ușoară, 2-3 minute. Cu Geico, deci luptă ușoară, ne jucăm, ca și pisicile, îl fixăm, iese de fixare, mă fixează și așa mai departe. Fără da. Fără să punem forță. Da, să punem forță. Fără să punem forță. Lădiniții. Nu mai joia de la ora... de la ora 4 la 5. Și nu mai joia de la 4 la 5. Până la 7 ani... Cu schimbul facem fiecare ține piesa catară poate ne reghece, dar ușor. 2? 3. De 3 ori fiecare. Unul fixează celălalt piese. Piesa catară. Lateral. Stai. Nu știu unde e cheza că-i mai. Cu capsul. Da, de pe o lungă. O zi, mă, frumos. Chica-i la mijloc. Hai, deodată, uite, trece timpul. Poți și cu mâna, după dreapta, după aceea la altă. Gata, terminăm cu dreapta. Ține pe mânecă. Pe mână, ține. A, ține. Eu o ține, cu uitare. Ține. Ține, o că la altă. Rămâi în picioare, în picioare. Hai. Gopri! Schimbă partea. Schimbă partea că sunt cu ingle. Așa ce de băiat. Gata cu dreapta, am terminat cu dreapta. Hai, și aruncă, aruncă mai repede, cu uite că ți-a stai greu. Hai, Indy, mai greu. Hai, Indy. Ești cu acel mai. Ești aici odată. Așa, amintiți-vă că am trebuit. Hai, ce pică răzi. Accent pe priză și pe intrare. Sunt mai multe feluri de a intra în procedeu.
nu sunt mai multe feluri de a lua priză. În general, nu există o priză să spui eu iau priza aici sau aici. Sau... Priza perfectă e priza pe care o primim în rugăciune. Deci trebuie să ne adaptăm. Poți să fii aici, uneori mai sus, nu contează. În general, priză sub, ca să poți să tragi. O iau mai sus, tot. Să încerci să-i rup centrul de greutate. O mână trage, o mână ridică. Auzind că majoritatea dintre voi o fac cu partea stângă, o să încerc să vă arăt și pe stânga. O priză sub și stânga vine, ia rever ca lumea și încerc să-l urc. Când îl trag spre mine cu priza cu dreapta, priza stângă ridică. Să-i rup centrul de greutate. Să fie intrarea mea cât mai ușoară. Trăgându-l aici în față, foarte ușor. Putem face stânga dreapta, rupem și dăm drum. Aia e direcția în care aruncăm. Încercați și voi lejer cu partenerul, cum am spus. Foarte, foarte interesant să-i rup încetul de greutate. Să-l rugăm pe unghie sus sau partenerul. Cât de sus putem. Majoritatea lucrurilor îl iau din forța mâinilor. Blochezi foarte puțin cu picioarele și de aia trebuie rup centrul de greutate a adversarului foarte repede. Hop! Încercăm fără să proiectăm. Domnule Florin Petrahelă, bine ați revenit în Arad. Faceți parte dintr-o generație de aur a judoului arădean. Spuneți-ne câteva cuvinte despre ceea ce faceți la ora actuală și ce ați făcut astăzi aici la Arad. La ora actuală sunt plecat de 12 ani din România, antrenez în Germania, la un club de judo în Bonn. Antrenez toate vârstele de copii, de la copii de 5-6 ani până la adulți, chiar senior de 70-80 de ani. La Arad am venit în concediu să văd familia și prietenii. Am fost invitat la sală de domnul Drâmbe, Dorin, să facem o lecție cu copiii din România, să le arăt cam cum se învață judo în Germania. Cam asta ar fi. Cum era când erați de vârsta lor? Cum se făceau antrenamentele? Am înțeles că l-ați avut pe domnul Telechea antrenor. Cum se făceau atunci antrenamentele? Cum erau copiii, să spunem? Și cum i-ați simțit pe cei de astăzi care i-ați avut la lecția deschisă? Mare parte copiii sunt cum au fost și înainte, după părerea mea. Într-adevăr, învățăm foarte mult judo de afară. La noi s-a lucrat foarte mult pe volum. Nu s-a lucrat în detaliu pe tehnicile de luptă, tehnica luată în detaliu, de la ruperea centrului de greutate până la proiectare, împărțită tehnica în mai multe etape. Pe noi ni s-a arătat totul într-una, învățând mai mult, să zic, din ceea ce am furat de la cei mari, nu din ceea ce ni s-a arătat de la antrenor. E o diferență între judoul, metodele de predare a judoului în România și ceea ce se întâmplă în Germania? La ora actuală zic că diferența nu mai e așa de mare. În Germania se lucrează foarte mult la sportul în masă. Diferit de ceea ce este în România, Germania are în jur de 250.000 de sportivi. Ceea ce ține de judo, noi ne clasăm, spunând noi, eu mă consider încă un român, în jur de 3.000 în federații, din care nu cred că avem mai mult de 2.000 de sportivi activi. Deci 3.000 fiind cu 2, 3, 4 din cei care nu mai fac activ judo sau chiar mai mulți luând cluburile mari, 2, 3, 4 sportivi, cei care mai vin la antrenament, dar cei care nu mai participă la competiții.
nu se lucrează la sportul masă, de aia, după părerea mea, se descoperă și foarte puține talente. Afară se lucrează în sportul pentru tot, adică vine chiar dacă unul e mai puțin dotat, să zic, din punct de vedere fizic, e luat și e ținut pe lângă, aceasta ducând sau descoperind la noi talente. Trebuie dat șansa la toată lumea să se miște, ceea ce la noi în România e un pic învățat greșit. La noi s-a bazat totul pe sportul de performanță, de aia avem la ora actuală atât de puțin sportivi sau atât de puțin oameni care intră în sările de fitness să facă mișcare. Ați urmărit probabil Jocurile Olimpice. Ce părere aveți de comportarea sportivilor, sportivelor noastre și, în general, ce părere v-a făcut competiția de judo? Nivelul la judo foarte ridicat. Și ceea ce privește sportivii români sau nivelul pregătirii sportivilor români, general, la fete avem o pregătire foarte bună, o bază foarte bună la Cluj. Din păcate, asta e numai la nivelul fetelor. La lotul național de băieți bate vântul, spus pe românește. E o degringoladă totală, lipsește munca organizată, lipsește din partea sportivilor o oarecare seriozitate. Toată lumea dă vina pe bani, pe federație, pe sportivi. Dar în fondul se găsesc și din partea sportivilor lipsește oarecare seriozitate prin simplul fapt că toți spun că nu sunt bani. Nici afară nu sunt bani, afară se face sportul din plăcere. Dacă vrei să ești campion olimpic, trebuie să muncești, indiferent că ești plătit sau nu. După aceea poți câștiga din reclame sau din sponsorizări oarecare venit. Dar, în general, judo nu e un sport să-l faci pentru bani, e un sport făcut din plăcere și, zic, lipsește, în primul rând, educația, ceea ce am primit-o noi prin judo. Vacanța s-a terminat, au început pregătirile și am înțeles că au început într-un mod deosebit. Ce a fost astăzi aici la sală? Astăzi am avut un invitat din Germania, Florin Petrele, un mare sportiv arătean și, în același timp, un mare antrenor al Germaniei. Dorim să avem o colaborare cu cluburile din Germania, cu sportivii care au plecat din Arad și antrenează în Germania, încât ne-am bucurat foarte mult dacă la următoarea întâlnire am putea participa noi la un stagiu de pregătire în Germania sau, de ce nu, să vină ei cu câțiva sportivi și să facem o pregătire comună cu cei din Germania. Ce urmează pentru sportivii secției de judo a clubului CSM Arad? Următorul pas urmează o tabără de pregătire în Austria, care se termină cu o competiție internațională în Austria, iar a doua zi vom avea o competiție internațională în Ungaria la Sicluș. Urmând ca luna următoare, avem un obiectiv foarte important, etapa finală a campionatului național de judo neoasă, adică pentru cei care nu știu, este vorba despre lupte numai la sol. Poate reamintiți celor care doresc să facă judo, unde vă pot găsi și de la ce vârstă pot să vină la secția de judo a clubului CSM Arad? Pentru cei care doresc să facă judo, să facă înscriere în strada Academia Teologică, numărul 2, este situată în Piața Mare. Iar aici avem programele care le avem, joacă de judo, de la 4 la 17 ani, este grădinița, inițiere în judo, 6-10 ani, care se fac primii pași în judo, vom învăța școala căderii, deplasări, prize, după care avem judo avansați, 8-15 ani, judo veteran, judo arbitraj și, de ce nu, un program care se prezentează foarte mult în Germania, judo familiar.